Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de Raft. Acesta este primul episod din versiunea 1.5 alături de Daria, care este chiar aici la telefon. Și aș dori să lăsați un like la acest minunat episod dacă vreți să mai continuăm cu această serie. Bun, deci vreau să vă spun că eu am mai făcut și în versiunea aceasta, după cum vedeți, am mai făcut un chest. Ca, uitați, am făcut chiar aici un chest. Un chest nou și sau dacă mai era, scuzați-mă, dar în fine, deci haideți să trecem la treabă. Hai. Da! Da, s-a făcut. Și da. Da, trebuie să ai 1.0.5. Bun, deci, acum o să tem copacul acesta pentru că de-abia așteptam să-i luăm nucile de copac asta. Hai cu nucile de cocos, asta, bun, și o să-i nuca și am palmsirurile și le plantăm. Și aici o să se depoziteze. Stai mai puțin! Eu filmez! Lasă-mă puțin! Nu știu ce faci. Fă ce faci. Fă ce vrei tu să faci cu viața ta. Nu te oblig eu să faci ce. Cum poți zice că viața ta e urâtă? Nu, deci dacă mă sună și în video, mă dau pe dumneavoastră, știți ce? Mă dau pe dumneavoastră, pentru că asta trebuie. Bun. Nu. Deci, frunzele mele le iau când vreau eu. Pun deci le pun aici, pun și aici. Deci măcar ți-ai făcut o insulă frumoasă. Ce mai? Ai făcut tu insulă frumoasă ca a mea. A mea e mai frumoasă decât a ta. Ba nu, da, paradis înseamnă mărățenie la tine. Da, ți-am văzut că mi-ai arătat și poză cu ea. Bine, deci mergem aici, le depozităm și asta e basta. Pentru că avem prea multe în inventar, de exemplu, uitați ce avem aici. Asta e. Să depozităm toate lucrurile care le avem noi în inventar aici. Nu, dăm tot lemnul ăsta. Punem mai așa. Gata. Perfect, deci mi-am depozitat toate itemele astea. Deci dacă mă mai deranjezi. Deci dacă mă mai deranjezi, nu mai fac niciun video cu tine. Ia uitați ce mic e copacelul. Ha. Eu de-abia acum l-am tăiat, spune-mi, te rog, frumos. Ba nu, nu l-ai tăiat acum. Ce mici și drăguțe. La acesta spun, te iei după mine, filmăm și te iei după mine mereu. Mă copiez, ba da, mă copiez, mă copiez, mă copiez, nu-ți place insula ta, că e urâtă, ha-ha. Trebuie să facem așa,
Să mai depozităm la niște frunze, că nu prea stă bine, uita. Uite aici și ce dezordine este. Deci o să luăm lemne cu... Dar mă întreb unde e domnul Rechin, că n-am mai făcut nimic din ultima vreme. Ia, am mai făcut ceva, domnul Rechin? Nu am mai făcut nimic, okay. Sincer, mie mi este indiferent, pentru că domnul Rechin este rău, domnul Rechin. Domnul Rechin este un Rechin rău. Cine te-a învățat să vorbești așa? Dacă ar auzi părinții tăi. Vă rog să dați dislike la acest video. Vă rog să dați dislike la acest video pentru că e teribilism fata asta, deci nu pot. Nu știi ce înseamnă. Ia ce înseamnă? Da, și când ai zis cuvântul nu am cea mai bună rușine, a? Da, sigur. Doamne, viața mea, oh, viața mea urâtă. Glumesc, viața e frumoasă, da. Cum, frate, să spui în video? Ah, taci, taci, te rog, te implor. Taci, te implor, taci. Taci dacă taci, taci. Ok, deci haideți să construim și noi ceva mai bine. Să construim, de exemplu, scaunul. Nu știu dacă... dar n-avem cuie. 1, 2, 3, 4. Uitați, uitați. Uitați. Ia, zic să punem pic. Ce cui? Dar asta poate fi pus pentru reparare sau pentru ceva. Nu, no, nu. No. Cuiele. Asta e viața. Asta e viața. Tragi din gură. Dacă taci, să taci. Punem aici și punem și o măsuță. Și o măsuță. Și o măsuță. Taci din gură. Taci din gură. What? Deci nu cred. Deci nu cred. O să fac o masă. Două mese, da. What the... Ce mișto, putem să punem pe masă și putem să facem orice. De exemplu, putem să punem cănuța asta pe masă? Nu? Dacă o punem, era mișto. Nu știu. Să putem să punem provizii și să nu mai trebuiască, nu știu. În fine, să lăsați în comentarii dacă mai vreți episoade de genul acesta, pentru că îmi place foarte mult raftul și... Bine, uitați, ne-am mai golit din inventar cu chestia asta. Lăsați. Da! Mi-e foame! Mi-e foame, repede, repede, să mă căpește! Taci! T-A-C-I ca M-O-R. Nu, te rog, te rog să nu mori, te rog, te rog, te implor eu. Te implor să nu mori. Gata, gata, deci mănânc, 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 mănânc. Yes!
Yes, mă mor. N-am murit. Și nu există, deci nu există efectiv patru în jocul ăsta. Păi dacă tot e noapte, de ce nu faci pa? Stai, poți să-ți faci torță? Ah! Poți să-ți faci torță, ce mișto! Poți să-ți faci torță, taci! Nu știu, habar n-am, deci stai. Deci, luăm toate chestiile astea. Sunt unite foarte bune și îmi place că n-am murit. Bun, și oameni buni, cam aici o să încheiem episodul acesta minunat. Sper că v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați butonul de like și ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Știu că a fost un episod puțin cam scurt pentru că este de doar de 11 minute, dar sper să nu vă supărați pe mine pentru că vă rog frumos să mă credeți că nu am filmat de 2 zile și îmi pare foarte rău chestia asta și vă rog frumos să mă iertați, să scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade de genul acesta și bye bye!